Horoscop dragoste 23 octombrie. Berbec. De fiecare dată când întâlnești o problemă dificilă în viața ta, îți folosești experiența ca să înveți și să faci progrese. Viața este ca un joc pe calculator. Ești la un nivel, aduni puncte sau monezi. Treci de anumite provocări și anumite împliniri, după care treci la următorul nivel care este la fel. După ce înțelegi acest mecanism, renunță să te mai plângi de anumite provocări ce apar pe drum. În schimb, alege să le privești detașat ca să ai acces la soluții. Taur. Deși este bine și comod să trăiești în zonele pe care le stăpânești și în care e maximă siguranță, să reții că nu de acolo crești, nu de acolo vin surprizele vieții care îți înalță și hrănesc sufletul cu satisfacție, inclusiv sau mai ales în dragoste. Îndrăznește să ai încredere în tine și în susținerea Universului, fă-ți de saga și pornește aventura vieții. Gemeni. Munca făcută fără un scop al inimii este o muncă însă, dar care doar obosește. Munca făcută, urmarea dorințelor inimii, este acel instrument prin care visul devine material și realitate. Nu te feri să dai tot ce ai tu mai bun din tine în relația cu cineva special. Așa vei primi înapoi tot ceea ce îți împlinește inima în iubire. Rac. Fă în fiecare zi câte un pas, oricât de mic, în direcția visului tău. Nu te opri niciodată. Pas cu pas, zi după zi, îți conturezi călătoria vieții tale, dar este vital să faci acei pași indiferent de circumstanțele fiecărei zile. Leu. Dacă vrei iubire adevărată și spui da către Univers, acestea îți spune înapoi da, oferindu-ți oportunități și bucurii. Nu te da înapoi din calea aventurilor vieții, doar ele te fac să trăiești și doar ele îți deschid ușa spre câmpul infinit de posibilități din care vin surprizele ce te împlinesc. Fecioară. Prea mulți oameni își doresc lucruri, dar nu fac primii pași de a demara planul teoretic pus la cale tot de ei înșiși. Apoi se miră de ce ei nu au noroc în viață. Ferește-te de această capcană, aceea de a amâna ce ai de făcut spre împlinirea visilor tale. Întreabă-te în fiecare zi ce ai făcut azi pentru scopul tău mult dorit, apoi mobilizează-te. Balanță. Înțelepții spirituali spun că Dumnezeu ne-a lăsat o infinitate de căi spre a ajunge la El. Spre vârful muntelui sunt multe cărări, toate duc acolo. Oricând o poți lua pe altă cărare, dacă acea aleasă la un moment dat nu ți se potrivește. Dar nu renunța să-ți dorești să ajungi în vârful acelui munte, ales de tine. Dumnezeu este iubire, nu renunța vreodată să mergi spre ea. Scorpion. Nu te opri toată viața din a dori să înveți și a cunoaște. Lumea se schimbă permanent, așa cum este lesne de văzut. Dacă nu ținem pasul cu schimbările vieții, singurele care ne duc la lumina de mâine, rămânem în trecut și depășiți. Dacă ne dăm voie să avem ambiție și dorință să știm cât mai multe, este cale sigură de a crește și de a evolua. Este valabil și pentru relația ta. Fii la curent cu tot ce ai nevoie ca să ajuți și relația să evolueze odată cu tine. Săgetător. Alege în mod conștient să încetezi să te judeci sau să te critici. Alege să iubești ceea ce ești. Ești liber să vezi tot ceea ce este mai bun și mai frumos în unicitatea ta pe acest pământ. Este atât de bine să trăiești în propria ta piele. Trăiește la nivelul iubirii de sine și vei avea parte de iubire. Capricorn. Fii tandru, bun și încurajator cu copilul tău interior, pe măsură ce descoperi și te eliberezi de mesajele vechi și negative din tine. Te desprinzi de tot ce ai moștenit ca mod de gândire, limitați-vă despre dragoste, de tot ce ai acceptat de la alții ca fiind adevărat, deși nu este și adevărul tău. Îți construiești un nou mod de a gândi, care să te călăuzească spre noi rezultate pline de bucurie și satisfacție. Vărsător. În viață nu este cineva superior altcuiva sau cineva care deja știe tot și altul nimic. Toți suntem elevi și profesori. Întreabă-te adesea, ce ai venit să înveți aici și ce ai venit să-i înveți pe alții? Permite iubirii să te lege tocmai pentru că știi că fiecare om îți poate fi un veritabil profesor care, prin lecțiile trăite, te ajută să devii un om mai bun și mai evoluat. Pești.
Atunci când ai o stare negativă sau o problemă ce nu pleacă de la tine, înțelege faptul că ai co-creat-o împreună cu Universul, pentru că ea este interesantă pentru tine și pentru că din ea primești beneficii de care poate nici nu ești conștient. Ca o stare sau o problemă să plece de la tine, întâi de toate trebuie să decizi că îi dai voie să plece. Vizualizează acum problema, pleacă după ce inspiri și expiri profund. Eliberează-te de nevoia de a avea această stare doar ca să poți primi beneficiul. Știi că poți primi beneficiul și altfel.